990 euro TVA inclus. Avans 0 cu finanțare prin Porsche Finance Group. Skoda. Simply clever. În fața naturii nu putem avea niciodată ultimul cuvânt. Noi îi facem însă cea mai corectă analiză. Observăm fenomenele, interpretăm informațiile, cerem părerea specialiștilor. Îți înfățișăm frumusețea fenomenelor naturii, dar și forța lor. Îți spunem din timp cum se va schimba vremea, îți explicăm pe larg de ce și te sfătuim corect cum să te protejezi de efectele ei. Indiferent de vreme, suntem aici. Duminică la 18:30, Săptămâna de Vreme, emisiune premiată de Societatea Europeană de Meteorologie. Aborda în acest episod al investigatorilor un fenomen cu efecte tragice asupra societății românești, și anume copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate și, bineînțeles, consecințele directe ale acestui fapt. În cazul nostru, un tânăr abia ieșit din adolescență, cu existența în derivă, ajunge, din cauza contextului, pe calea crimei. Cum veți vedea, crima a fost comisă anul trecut în ajunul Crăciunului, o perioadă în care oamenii ar trebui să facă uitate conflictele și să trăiască în pace. Pentru o familie dintr-un sat argeșean, sărbătoarea Crăciunului a fost una însângerată. Autorul, nimeni altul decât un tânăr ai cărui părinți erau plecați de mai mulți ani în străinătate și care a crescut mai mult pe la rude. Oameni defecți în minte, nu-i numesc psihopați, nici psihotici. Dar ceva se întâmplă cu ei acolo. N-au aceeași capacitate de reflexie, n-au aceeași capacitate de discernământ, nu sunt capabili să proiecteze consecințe și, în special, nu au simțul rațional în decizii și opțiuni. Cum să omor pe unchiul meu pentru banii respectivi? Milioane de români mânați de situația economică din țară își caută un loc de muncă prin Europa, lăsând copiii în grija rudelor sau a statului, ori pleacă câte unul, ori pleacă amândoi dintre părinți. Niciunul dintre cazuri nu este fericit. De obicei, familiile cu un părinte plecat se destramă, iar în situația în care ambii părinți sunt plecați la muncă, copiii rămân în grija rudelor. Rata abandonului școlar și al debutului infracțional fiind ridicată printre copiii și adolescenții rămași acasă crescuți fără părinții biologici. Conform studiilor, 36% dintre copiii și adolescenții ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate se simt singuri și 20% cred că nimeni nu îi iubește, iar o treime sunt deprimați. Ca și în multe alte cazuri, factorii favorizanți pleacă de la familiile dezorganizate. Cauzele omorurilor din ultima vreme și-au surginte în social, în greutățile vieții de zi cu zi. Și în cazul de față avem de a face cu o familie dezorganizată, în sensul că ambii părinți erau plecați în străinătate și victima fusese rugată, sau mai bine zis, fusese mandatată, dacă vreți, să aibă grijă de tânăr. Autor. Conform situației prezentate de Direcția Protecția Copilului, la finele anului 2012 erau înregistrați în evidențele autorităților responsabile de asistența socială un număr de aproape 80.000 de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate. Dintre aceștia, 41% erau complet lipsiți de grija părintească, iar aproape 23.000 aveau ambii părinți plecați și peste 10.000 proveneau din familii în care părintele unic susținător era plecat. Acestea sunt datele oficiale. Numărul exact al copiilor lăsați în grija rudelor este greu de estimat. Ajunul Crăciunului 2013. Elena Vasilache, de 42 de ani, sună de la München, acasă în comuna argeșeană Rociu. Ea plecase împreună cu soțul ei, în urmă cu mai mulți ani, la muncă în Germania. Căsnicia lor nu rezistase însă, cei doi divorțând la scurt timp după ce au ajuns pe meleaguri străine. Femeia telefona frecvent din Germania să vadă de soarta unicului ei fiu, Radu, rămas în custodia ei după divorț, dar lăsat în țară în grija unui unchi. Unchiul acestuia, așa cum era, totuși era o persoană responsabilă și până în momentul săvârșirii faptei dovedise că se poate ocupa de el. Numai că, vedeți, de multe ori toate acestea pălesc
în fața unor hotărâri de moment, în fața unor stare psihofizice, ca să spunem așa, pentru că, repet, aici avem factori favorizați de mai multe feluri. Radu a fost lăsat în grija unchiului încă de la vârsta de 14 ani, atunci când părinții săi s-au decis să plece la muncă în străinătate. Marian Săvescu, cu vârstă de 35 de ani, frate cu mama lui Radu, a fost cel care s-a ocupat în toată această perioadă de creșterea și educația tânărului. El primea în mod regulat bani de la mama copilului, atât pentru nevoile acestuia, cât și pentru a menține gospodăria rămasă tot în grija unchiului. Pentru o astfel de chestiune, singurul sprijin al acestuia rezidă în banii pe care îi trimit părinții de afară. Banii vin fără îndoială la unchi, pentru că este major, discută cu părinții copilului ce întrebuințare să dea acestor bani, ce să mai facă pe acasă, prin gospodărie. Apelurile disperate ale femeii rămân fără răspuns. Nici fiul ei, Radu, și nici fratele ei nu răspundeau pe mobile. În prima zi a Crăciunului, Elena, bănuind că s-a întâmplat ceva, sună la postul de poliție din comună și îi roagă pe polițiști să treacă pe la ea pe acasă, să vadă dacă lucrurile sunt în regulă. Polițiștii trec pe la adresă și nici urmă de unchi, dar nici de nepot. Aceștia pătrund prin ușa întredeschisă și într-un colț al unei camere văd urme de sânge, urme care nu prevesteau nimic bun. Continuând cercetările, polițiștii observă într-un colț de curte un loc cu pământ afânat. Ce au descoperit polițiștii a cutremurat o comunitate întreagă, sătenii întrebându-se cine avusese inima să comită o asemenea faptă în ziua de Crăciun. Viitoarea victimei, care se afla în străinătate, după 3 zile de sunat în continuu, și-a dat seama că e ceva neregulă și, sunând la postul de poliție din comună, i-a rugat pe polițiști să meargă la domiciliul victimei, în condițiile în care știa că nu pleacă de acasă și mai ales că îi lăsase în grijă chiar pe făptuitor, chiar pe autorul faptei. Ajutați de câțiva săteni, polițiștii dau pământul la o parte și descoperă corpul fără viață al lui Marian Săvescu. Cadavrul prezenta urme de o violență extremă, capul fiindu-i zdrobit. Resimțirile femeii se adeveriseră din păcate. Fratele ei fusese ucis în ajunul Crăciunului, corpul acestuia fiind îngropat la repezeală într-un colț al curții. Cercetările au fost destul de anevoioase, în sensul că, cel puțin la început, nu aveam indicii clare vis-a-vis de autorii faptei, sau de autorul faptei. Întâmplarea a făcut să ajungem mai întâi la complicele autorului, în sensul că acesta încă era la domiciliu, autorul dispăruse deja, plecase din localitate. Având în vedere lipsa lui de acasă, Radu Vasilache, nepotul victimei, este introdus în cercul de suspecți. Casa părea părăsită în grabă, iar indiciile de la locul faptei îl arătau pe Radu drept principal suspect. Imediat el este dat în urmărire generală. Cercetările trebuiau să stabilească dacă omorul era un caz de violență familială, așa cum arătau semnele din gospodărie, sau dacă era opera unor tâlhari. Dimensiunea fenomenului violenței în familie a cunoscut cote îngrijorătoare în ultimii ani, concomitând cu creșterea graduală a gravității faptelor comise cu violență împotriva unor membri ai familiei, soldate nu de puține ori cu decesul acestora. Aproximativ 800 de persoane au murit din cauza violenței domestice între 2004 și 2012, potrivit Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Statisticile oficiale ale autorităților publice centrale arată un număr de aproximativ 82.000 de cazuri raportate de violență în familie în perioada 2004-2012 și 800 de decese. Cifrele sunt mult subestimate, se precizează, fie din cauza victimelor care se tem să raporteze bătăile, fie din cauza autorităților care nu încadrează în această categorie multe dintre cazurile clare de violență domestică. Crimele în mediul familial se produc în special pe fondul consumului de alcool și majoritatea sunt generate de conflicte minore. Un mic procent dintre violențe au ca scop jaful sau tâlhăria, astfel copiii își ucid părinții, cumnații se omoară între ei, iar bunicii sunt agresați de către minori, toate acestea și pe fondul lipsei de educație și instrucție din mediile defavorizate și al consumului excesiv de alcool din mediul rural. Cercetările vor scoate la iveală un fapt arhicunoscut la români. Când nu ai de lucru, îți faci. Dar când sintagma a te afla întreabă,
te duce direct la pușcărie pentru complicitate la crimă, atunci ești, mă scuzați, ori prost, ori lăcomia ți-a luat mințile. O chestiune îngrijorătoare când nu mai există de dincolo simțul cenzurii, simțul critic. Păi vine unul să te roage să îngropi un mort, nu-i dai întâi 20 de pumni în cap? Băi, ești nebun, cum ai omorât omul? Polițiștii au aflat repede că presupusul autor a avut și un complice, un vecin care, în schimburi unor bunuri, a acceptat să-l ajute pe criminal la îngroparea cadavrului. Simpla enumerare a bunurilor primite te obligă să analizezi mai serios capacitățile intelectuale ale acestui complice. Din practica noastră știm că, odată rămas cu cadavrul, trebuie să scap de el. Fie îl îmbucătățesc și-l arunc bucăți, fie îl îngrop undeva sau l-arunc într-o râpă, într-un râu, fie fac combustia lui. Nelu Tomescu era vecin cu victima și cu suspectul. El a fost trezit în mijlocul nopții, nu de bătăile în geam ale lui Moș Crăciun, ci de ciocăniturile lui Radu Vasilache, care îi mărturisește că și-a omorât unchiul și că îl roagă să-l ajute să îngroape victima. Drept recompensă va primi telefonul mobil al victimei, cât și o drujbă. Întrebându-l unde este telefonul mobil, telefonul personal, ne-a răspuns că este acasă. Ajungând acasă și discutând cu bunica acestuia, persoana respectivă ne-a mânat două telefoane, spunând că unul e a lui și unul l-a cumpărat de curând. Telefonul, cel de-al doilea telefon, dovedindu-se a fi cel al victimei pe care îl dăduse drept recompensă pentru că l-a ajutat să îngroape cadavrul. Inițial a declarat că a primit bunurile de la Radu ca bun vecin ce era și că nu știa nimic de crimă. Însă bunica tăinuitorului îl dă de gol. Este de neînțeles pentru un om normal cum un tânăr de 21 de ani și-a riscat pentru mulți ani libertatea în schimbul unor bunuri. Ce se întâmplă cu acest tăinuitor? Deci individ care ești la casa ta, între ale tale, nu ai antecedente penale, nu ești infractor și așa mai departe, atunci când ți se solicită să participi în miezul iernii, să faci groapa aia de 2 metri, să arunci cadavrul, te duci acolo și devii tăinuitor. Din momentul acela îți împovărezi existența, conștiința. Nu mai ești liber. Știi despre această chestiune. În debutul cercetărilor, oamenii legii nu au exclus nicio variantă posibilă, luând în calcul mai multe ipoteze. Fie tânărul a fugit din țară având suficient timp la dispoziție, fie s-a sinucis de teamă de a nu ajunge în pușcărie, fie s-a ascuns pe la rude. Rezoluția infracțională în cazul omorurilor, atunci când ea e spontană, își are originea în niște afecțiuni, să zicem, psihofizice, unele din naștere, altele dovedite pe parcurs, tocmai datorită vieții grele pe care tineri respectivi au fost obligați să le suporte încă de la vârste fragede, repet, datorită vieții de familie dezorganizate, renunțării la școală și anturajului care potențează astfel de fapte infracționale. Dat în urmărire generală, Radu Vasilache este capturat la margine de București la 15 ianuarie 2014. El se ascundea în locuința unor cunoscuți care habar n-aveau de ce se mutase tânărul la ei de mai bine de 2 săptămâni. Imediat, împotriva lui Radu Vasilache este emis mandat de arestare și este încarcerat. Acum, fără îndoială că după faptă, știm din experiențele pe care le-am cunoscut în contactele față în față cu acești infractori, după faptă, de fiecare dată, odată detensionată structura, prin faptul că s-a realizat violul, tâlhăria, omorul și așa mai departe, cenzura reapare în drepturile ei într-o echipare a urmăririi penale. La scurt timp după arestare, Radu Vasilache a recunoscut comiterea crimei. El a susținut că omorul s-a produs ca urmare a unui conflict spontan din cauza unchiului, care, beat fiind, a vrut să-l dea afară din casă. Se pare că altercația s-a produs din cauza faptului că tânărul i-a cerut banii trimiși de mama sa, bani care erau administrați de către unchi. Cert este că și alcoolul a avut rolul său nefast în derularea evenimentelor. Fără îndoială, așa s-a întâmplat și aici. Își mărturisește cum se întâmplă de regulă cu acești infractori primari din prima fapta, cu detalii, cu lux de amănunte, se reconstituie fapta, se obțin corpurile delicte și pe o probațiune din asta beton,
s-a nenorocit, s-a dus la pușcărie. Și el și tăinuitorul. Potrivit unui studiu al Organizației Mondiale a Sănătății din 2013, românii sunt campioni europeni la consumul de alcool, depășind cu 3 litri media europeană. Românii beau cam de 2,7 miliarde de euro pe an. Asta e cifra oficială, plus încă 1,2 miliarde de euro la negru, rezultă din estimările specialiștilor. Astfel, în România, media anuală a consumului de alcool este de peste 15 litri pe cap de locuitori, în timp ce în Uniunea Europeană este de doar 12 litri, conform raportului publicat de OMS. Vă dați seama că aceste lucruri, tot din perspectiva cauzalității externe, se vor întâlni cu o nouă plagă care macină populația asta de tineri suburbană, sătească, suborășenească, și anume consumul de alcool. Datele Organizației Sănătății arată că în țara noastră mai bine de 2 milioane de persoane consumă alcool în exces, astfel că 70% din cazurile de violență în familie și aproape jumătate din cazurile de crimă sunt cauzate de băutura peste măsură. Nu doar Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția asupra consumului ridicat de alcool din țara noastră, ci și Ministerul Sănătății, care a publicat la sfârșitul anului 2012 o serie de statistici potrivit cărora 10% din români beau alcool în mod regulat. Este îngrijorător pentru noi și aceste lucruri trebuie cumva stopate în politici de armonizare. A cât alcool consumă tineri de la 12, 14, 15, 16 ani încolo? Noi știm bine ce înseamnă efectele alcoolului asupra discernământului, asupra câmpului de opțiuni. Dezinhibiția aceasta îl face pe tânărul nostru să treacă repede, concret, la săvârșirea omorului. Consumul abuziv de alcool se asociază cu 40% dintre crime, 60% din cazurile de viol, 70% din cazurile de violență în familie, 25% dintre decesele înregistrate la bărbații tineri, 15-29 de ani, 30% dintre accidentele fatale prin cădere, 46% dintre arsurile accidentale cu consecințe fatale, 25% dintre accidentele petrecute la locul de muncă, 40% dintre cazurile de NEC, 1 din 6 cazuri de suicid. Cum spuneam mai devreme, Radu Vasilache a recunoscut imediat comiterea crimei, dar rămâne întrebarea: unde a fost politica de prevenție și descurajare a autorităților comunale? Radu era cunoscut ca un calbreaz în sat, așa că nu se explică nici cum lipsa de reacție a comunității, care în sistemul complice existent în mediul rural a tolerat comportamentul deviant al tânărului. El în comuna acolo e cunoscut pentru furturi simple, e cunoscut pentru scandaluri, e cunoscut pentru consum de alcool, e cunoscut pentru amenințări, comportament violent. Nu intervine nimeni. Comunitatea tace, comunitatea tolerează sau comunitatea este inhibată. Tânărul a mărturisit că atunci când unchiul său a refuzat să-i dea banii, s-a enervat în așa hal încât a pus mâna pe topor și l-a lovit în cap. Când a realizat grozăvia faptei, s-a gândit cum să șteargă urmele, așa că l-a chemat pe vecin și împreună au îngropat cadavrul într-un colț al curții. Nu putem vorbi de un mobil sau de un scop în sine. Cred că a fost o chestie spontană, în sensul că i-ar fi cerut bani. Acesta a refuzat și mai mult l-ar fi refuzat categoric și l-ar fi amenințat că l-alungă din casă dacă mai continuă. Și atunci, într-un acces de furie necontrolată, l-a lovit cu toporul și, terifiat de perspectiva descoperirii faptei, ne-a chemat complicele și împreună au îngropat cadavrul chiar în curtea casei. Furia nu apare imediat, ci există 6 pași prin care trecem până la manifestarea ei. Aceștia evoluează la unele persoane în câteva secunde, la altele într-o perioadă mai lungă. În urma cercetării efectuate în domeniul frustrării, se pare că o persoană trece în medie prin 20 de frustrări în fiecare zi, de la lucruri mărunte și până la frustrări majore de viață. Stări precum bucuria, fericirea, optimismul, calmul, precum și altele, nu apar întotdeauna spontan. Ele se manifestă ca urmare a alegerilor pe care le facem în viață. Cauzalității externe sunt o serie de factori care creionează aproape la copii peste tinerii aceștia debusolați, fără niciun fel de inserție socială. El servici nu are. Deci sursă licită nu există. Educație subțire. Apropo de asta, avem 400.000 de analfabeți. Este o chestiune extraordinară astăzi.
să poți să realizezi așa ceva. Dacă alegem să ne simțim frustrați și să-i învinovățim pe alții de asta, nu vom ieși niciodată din cercul vicios al furiei. În acest sens, frustrarea este normală. În schimb, furia este o alegere, de multe ori criminală, cum este și în cazul abordat de investigatorii, în care un nepot își ucide unchiul în grija căruia era, părinții fiind plecați la muncă în străinătate. Atât autorul, Radu Vasilache, cât și complicele său moral, Nelu Tomescu, sunt arestați, așteptând întocmirea rechizitorului și trimiterea în judecată. Pentru omorul calificat, faptă comisă de Radu Vasilache, pedeapsa prevăzută de codul penal este cuprinsă între 15 și 25 de ani. Iar pentru tăinuire și favorizarea infractorului fapte comise de Nelu Tomescu, codul penal prevede pentru fiecare în parte pedeapsa de la 1 la 5 ani. Toate acestea conduc la concluzia că chiar de am încercat să căutăm circunstanțe atenuante legate de vârsta fragedă sau, mă rog, de vârsta destul de redusă autorului sau de alte circunstanțe, ele nu pot fi găsite. Dacă vreți, este o relefare cât se poate de tipică a proverbului: pe cine nu lasă moară, te lasă să trăiești. O crimă gratuită ce îl va duce pentru mulți ani după gratii pe autorul ei. Un ajutor prostesc ce sigur va fi aspru sancționat de instanță. Două destine frânte, două fapte care puteau fi evitate dacă societatea și comunitatea ar fi luat poziție la timpul potrivit. Lumea hedonistă și continuă provocatoare care cere consumul de bani pentru tânăr la bar, la pizza, la femei, așa mai departe, trebuiau să se găsesc undeva resursele astea bănești. Se găsesc în buzunarul unchiului. Și atunci când tu nu ai niciun fel de inserție socială, nu știi să apreciezi pe cel care te-a educat, te-a îngrijit, a avut grija ta, are loc polarizarea aceasta nenorocită de îngustare de câmp de conștiință pe atingerea țintei. Care-i ținta? Banii. Cum? Îl ucid, o ucid. Cauzele acestei crime sunt multiple, iar Radu Vasilache nu poate fi considerat singurul vinovat. Lipsa instrucției și a educației, plecarea părinților la muncă în străinătate din cauza condițiilor economice și lipsa lor de lângă copil în perioada critică de formare a caracterului, degringolada, debusolarea și lipsa de șansă a tinerilor au convers într-un singur punct. Crima. Crimă de care se face vinovat un tânăr care, într-un acces de furie, și-a ucis unchiul. Am zis să încercăm să facem, așa cum i-a spus și mie nepotul, ședințele pe internet. Astfel suntem toți și nu lipsește niciunul. Și nici care s-a mutat din bloc? Încearcă și tu cel mai bun net fără limite de la Vodafone. Apoi ai dublu internet la abonamentul tău cu Samsung Galaxy Trend Plus, LG L70 sau LG G2 Mini. Vodafone. Pe lângă un design modern, tehnologie și fiabilitate, prin programul Rabla te bucuri de un preț imbatabil de la numai 5.200 euro pentru Dacia Logan. Redescoperiți-vă casa, noul curățitor cu apă sub presiune K4 Premium Home de la Kärcher. Preț recomandat 1.549 de lei. Soluția Exoderil penetrează unghia și acționează direct la locul infecției pentru a elimina ciuperca din rădăcină. Exoderil elimină ciuperca cu o singură aplicare pe zi. 300 de post! 300 de post! 300 de post! 300 de post! Mă temi, mamă, să cumpăr 300 de salam. De care? De asta? Nu, de asta. Atunci de asta? Da, ăsta e teste de Fox. Gustul spune totul. Fox, mezelul pentru gusturi alese. Ceea ce alții consideră extraordinar, la Toyota Auris este dotare standard.
Profită de programul Rabla și vei avea o Toyota Auris de la 12.315 euro. Nu mai dorm bine. Sunt nervoasă, agasată. Prea mult stres. Destul. Reacționez. Sedativ PC acționează asupra tulburărilor de somn și stărilor anxioase. Sedativ PC, medicament homeopatic, fără dependență, fără somnolență. Warum? Acesta este un produs homeopatic și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. 300 de foc. 300 de foc. 300 de foc. 300 de foc. Mă temi, mamă, să cumpătește de salam. De care? De asta? Nu, de asta. Atunci de asta? Da, ăsta e 300 de foc. Gustul spune totul. Fox, mezelul pentru gusturi alese. Probleme cu urinarea? Prostamol 1, medicamentul eficient care încetinește mărirea prostatei și reglează urinarea cu doar o capsulă pe zi, minim 3 luni. Prostamol 1, treburi bărbătești, medicament bărbătesc. De ce o fi atât de bun laptele Napolact? E gustul Ardealului. Lapte așa cum se cuvine. Bogat și gustos. Napolact. Lapte numai din inima Ardealului. Programul Rabla ar trebui să te ajute să scapi de una. Nu să o înlocuiești cu alta. Uită compromisurile. Alege un Volkswagen. Acum începând cu doar 5.616 euro fără TVA. Volkswagen. Das Auto. De câțiva ani, România stă pe loc. Facem mai mult din ceea ce trebuie și mai puțin din ceea ce ne dorim. Suntem preocupați de problemele de zi cu zi și mai puțin de viitor. Dar viața nu poate fi oprită. Nu ne putem opri copiii să crească sau pe noi să visăm. E timpul să ne gândim mai mult la dorințe, împliniri, realizări. Pentru ele nu ai nevoie de un credit de nevoi personale, ci de un credit de realizări personale. E timpul să ne restartăm viața, să restartăm România. În viață, uneori e ușor, alteori greu. Suntem aici, oricând. Will Graham, you're under arrest for murder. Hello, Will. Hello, Dr. Lecter. Hannibal, sezonul 2, în fiecare luni, ora 23 la AXN. Aveam și arsuri gastrice. Acum iau Nedis o dată pe zi înainte de masă. În cazul arsurilor gastrice, Nedis oprește din timp secreția abundantă de acid. Nedis, de ce să simți arsura gastrică? Ceea ce alții consideră extraordinar, la Toyota Auris este dotare standard. Profită de programul Rabla și vei avea o Toyota Auris de la 12.315 euro. Probleme cu urinarea? Prostamol 1, medicamentul eficient care încetinește mărirea prostatei și reglează urinarea cu doar o capsulă pe zi, minim 3 luni. Prostamol 1, treburi bărbătești, medicament bărbătesc. Cine dracu mai alegem? Păi, ăsta e să vedem ce ne minte. Păi cine să văd? Schimbare. Păi este, ei? Ce schimbare să văd? E schimbare. Cine este un președinte jucător și vine un președinte furător. Nu la ta sfatul pescarilor, la sfatul popular.